Breaking news la Danemarca.dk. Cazul crimei din Noresundby în Aalborg. Poliția i-a arestat pe principalii suspecți de asasinarea lui Vasile Severin la Noresundby, românca Adriana și Cosmin, soțul acesteia. Cei doi români au fost arestați în Copenhaga. Adriana a fost arestată miercuri seara, iar Cosmin joi la ora 1. Românul Cosmin va fi adus la tribunal pentru a cere arestarea preventivă vineri la 12:30. Ședința de judecată va avea loc la Aalborg și va fi cu ușile închise. Ofițerul de caz Torben Jonsson declară că, deși instanțele au decis eliberarea femeii în prima fază a anchetei, ea a fost arestată din nou, deoarece poliția daneză a găsit noi probe care dovedesc implicarea acesteia în crima de la Noresundby.